În Bacrău? Da, da, da. Că te lăsați că îmi țin de cum aici așa. Și-l chiar și-a luat. Familia Olga și Constantin Bacrău, da? Se pregătește familia Maria și Dumitru Bejinariu. Se pregătește Elena și Dumitru Bostan. Familia Vironcea și Mihai Buliga. Elena și Gheorghe Cronț. Lucreția și Vasile Iavorski. Eugenia și Neculai Grețcu. Marița și Gheorghe Istrate. Aglaia și Dumitru Minciună. Și totuși n-a fost o minciună cei 50 de ani care au trăit împreună. Alexandrina și Nicolae Moșneguțu. Ce nume potrivit. Elena și Constantin Olănescu. Magdalena și Gheorghe Pădurariu. Sofia și Ștefan Tintilie. De asemenea, Eugenia și Ștefan Ștefancu.
Aneta și Vasile Zaharia. Maria și Mircea Zară. Rămânem la Aneta și Vasile Zaharia. Pentru că... Sărbătoriții, vă rog să veniți aici în față, lângă nașul dumneavoastră. Veniți aici în față ca să facă o fotografie de grup, împreună cu consilierii locali, cu primarul. Nașul, sigur că da. El este nașul dumneavoastră acum. Încă o dată vă dorim multă sănătate, fericire, la mulți ani și invităm pe scenă preoții parohiei noastre să oficiem slujba. Totdeauna acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu-și pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu-și pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, nu-și pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, nu-și pe noi. Doamne, curățăște păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legea noastră, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră de toate zile, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și greșelile noastre și nu ne duce pe noi într-o ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Către născătoare de Dumnezeu, acum cu asârdiți să alergăm noi păcătoși smeriți, să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului, Stăpân, ajută-ne, milostivește-nesc! Domnului să ne rugăm! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți, ne așteaptă dreptul judecător, ci te întoarce suflete către pocăință,
ca păcătoasă care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, cel ce revărsa curt erorii zvorilor, în biserica cea prea curată Fecioare, doctorul suflet și al trupurilor noastre, îndreptează astăzi prin stropirea binecuvântării tale toate bolile celor neputincioși. Preasfântă născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre, când cântăm noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Să luăm aminte, pace tuturor. Doamne, este luminare mea și mântuitorul, de ce vă teme? Doamne, este păzitorul vieții mele, de ce vă mai fricoșa? Înțelepciune să luăm aminte, fraților. Cel ce simțește și cei ce sunt simțiți dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să numească pe frații când spune-vă voi fraților mei numele tău. În mijlocul bisește o dan el și iarăși eu voi fi încredător el și iarăși. Iată și pruncii mei pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce prunci s-au făcut părtași sângelui și trupul în același fel și el s-a împărtășit de acestea ca să supă pe moartea sa pe cel ce răstăpâne morți, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe cei pe care frica morții ține robie toată viața, căci între revânul la firea îngerilor sămânța lui Avram a luat, pentru acedător era întru toate că să semne fraților, ca să fie milostiși crincioși să rereu, în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a fost însuși ispitit, poate și ce răspitei să le ajute. Pace ție, cititorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe vrește Vitezda, având 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! În pace Domnului să ne rugăm, aleluia, pentru pace Iisus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Aleluia. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și pogorârea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se păgoare peste apa aceasta lucrarea ce curățitoare a trăimii cele mai presus de fire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta temăduitoare sufletelor și trupurilor și zgonitoare a toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu tu sfinții să o pomenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare într-un sfat și minunat în lucruri, făcător la toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, cel ce primești lacrimile, cel de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu năluciri înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată, Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din Tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt, ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor, însuți iubitorile de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și acum trimite harul preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta trimite nouă binecuvântarea Ta, care spală întinăciunea patimilor, așa ne rugăm, ce recitează-ne putința noastră bunului și tămăduiește cu mila la tabolele noastre cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile prea curate, prea binecuvântate, stăpânii noastre, înscătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu oprotirile cinstitilor cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciune înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților și tot lăudaților apostoli, ale sfinților părinților noștri, mare daschi, al mișierari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, și pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, pe drept credincioșii robii Tăi, care sunt de față la această sfântă slujbă. Dăruiește-le lor sănătate, sufletului și trupului, putere, spor și ajutor, și împlinește toate câte sunt de trebuință obștii aceștia creștine, care slujește Ție și fiind toate milostiv. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pace tuturor! Capetele noastre Domnului să le plecăm! Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm împreună și celui fără de început al Tău Părinte și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pură să Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu puterea cinstitești de viață făcătoare cruci, cu rugăciune cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri, cu rugăciunele Sfântului Moise, Arapul, Etiopianul și a Sfântului Ezechia și împreună cu dânsii a căru prăznuiu săvârșește biserica astăzi, și pentru rugăciune tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ți auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpâne al nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi ca un milostiv, plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește! Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, ne trecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințele credincioșilor robilor tăi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne, ți auzi-ne și de grabă ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi. Și ca pe Domnul și Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragoste cea către tine și cea către aproapele, și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți totdeauna a grăi și a cânta ție, și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Dăruiește, Doamne, robilor tăi celor care anul acesta au împlinit 50 de ani de împreună viețuire,
sănătate într-o mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Robilor lui Dumnezeu, celor ce au conviețuit în 50 de ani, împreună cu harul preasfântului și de viață făcătorului Duh, tuturor celor care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte slujbe, dă-le, Doamne, sănătate, mântuire, spontru toate sporire, viață îndelungată, pace, mântuire și păzește pe dânsii într-o mulți fericiți ani, mulți ani trăiască. Sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Va fi viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să fiți binecuvântați! Jesus, și-o primărie să te facă căsătorie, Doamne,